te-ai face dacă ți-ar rămâne în viață doar lucrurile pentru care ai fost recunoscător în ziua de azi? Vedem totul nu așa cum este, ci așa cum suntem noi. Percepem lumea pe baza valorilor proprii, părerilor, prejudecăților, gândurilor și sentimentelor din interiorul nostru. Care ar fi cele 3 lucruri pentru care ai fi recunoscător în ziua de azi dacă ai ști că cu asta vei rămâne pentru tot restul vieții? Recunoștință fizică. Sunt recunoscător corpului meu pentru că în puțin timp își revine după orice impact interior sau exterior la care îl supun, vrând sau nevrând. Sunt recunoscător pentru ceea ce am și ceea ce sunt. Uneori uit de unde am plecat, alteori uit încotro mă îndrept, deseori uit cine sunt sau cine doresc să devin, dar niciodată nu uit că sunt o persoană în devenire, a work in progress, cum ar zice pe engleză. Și în ultimul rând, dar poate cel mai important, recunoștință față de alții. Tu ți-ai descris, ți-ai scris sau ți-ai depus recunoștința față de persoanele care ți-au influențat viața sau ți-au schimbat viața într-un fel sau altul. Eu zic că challenge-ul de astăzi e să faci chestia asta. Încearcă să fii recunoscător unei persoane care ți-a schimbat viața.